Înființată în urmă cu 100 de ani, drept școala normală Preda Buzescu, astăzi Liceul Teoretic Nicolae Titulescu este o unitate de învățământ etalon a județului. Generații întregi care au predat și studiat aici s-au revăzut în incinta amfiteatrului școlii, depănând cu drag amintiri din viața lor de elev sau din cea profesională. Astăzi, în zi de mare sărbătoare, Liceul Teoretic Nicolae Titulescu sărbătorește centenarul învățământului pedagogic slătinean. Este un eveniment de mare prestigiu pentru că în decursul timpului Liceul Nicolae Titulescu a fost o unitate de învățământ exemplară. Prin absolvenții pe care i-a pregătit, prin calitatea morală a celor pregătiți, a contribuit din plin la civilizația acestui județ, acestei localități. Doamne, păi toată viața mea a însemnat. Am fost și eleva liceului și învățătoare la liceu. Deci multă perioadă am petrecut-o în liceu pedagogic. A fost viața mea, jumătate din viață, să zicem. Cum a fost revederea cu foștii colegi de catedră, cu poate cu foștii elevi? Doamne, emoționantă din calea pare. Păi i-a avut să emoții, uitasem și hârtia, după care să citesc. Foarte emoționant moment. Participanții la manifestările de sărbătoare au putut urmări mai multe programe artistice realizate de prichindei școlii. Pe lângă dascălii și elevi, mai multe personalități ale județului au onorat cu prezența sărbătoarea centenară a Liceului Nicolae Titulescu. Mereu tânăr și dinamic, Liceul Teoretic Nicolae Titulescu sărbează astăzi pe toți dascălii și pe toți elevii din trecutul și prezentul său, acei oameni frumoși ale căror vieți s-au împletit cu destinul său. 100 de ani de școală înseamnă 100 de generații, 100 de ani de muncă, în care dascălii de ieri și de azi au format personalități umane de valoare. Aș vrea cu această ocazie să felicit conducerea liceului, colectivul de cadre didactice și colectivele de elevi pentru că mențin această tradiție. Pentru Slatina, dar și pentru județul Olt, numele Liceului Nicolae Titulescu este unul cu rezonanță istorică, unitatea de învățământ fiind cunoscută ca o fabrică de dascăli de calitate.